De ziua lor, cei mici sunt așteptați la grădina zoologică, unde, între orele 11 și 14, Primăria Municipiului și Direcția Administrare a Domeniului Public, în parteneriat cu ETA SA, Teatrul Municipal Ariel, Școala de Bele Arte, Fundația Orfeus, trupa Flutura și Vesel de la Credința Nord 2 și voluntarii de la Liceul Sanitar Antimi Vireanul au pregătit un program divers de activități. Dansuri moderne și populare, picturi pe șevalet, fabrica de magie, modelaje de baloane cu clownul Roger, o incursiune prin jocurile copilăriei, desene pe asfalt sau un târg de adopții canine sunt punctele principale de atracție. Doritorii pot veni la zoo cu autobuzul copilăriei, care va face curse de la orele 10 și 11 pe traseul 7 ETA, iar intrarea la grădina zoologică în data de 1 iunie este liberă pe durata întregii zile și pentru toate categoriile de vizitatori. De ziua copilului, pe 1 iunie, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a pregătit o serie de evenimente adresate celor mici. În primul rând, la grădina zoologică, între 11 și 14, vor avea loc mai multe evenimente dedicate copiilor, care sperăm să le trezească interesul. Trebuie spus că cei care doresc să ajungă aici o pot face cu autobuzul copilăriei pe traseul 7 ETA, care pleacă la orele 10 și la orele 11, iar intrarea în grădina zoologică este liberă pentru toate categoriile de vizitatori pe tot parcursul zilei de 1 iunie. Alte evenimente în cursul zilei de 1 iunie se mai desfășoară în Parcul Zăvoi. Cu sprijinul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea este concursul de ciclism Wolfbike, organizat de Clubul Icaios, începând cu ora 9 dimineața. Iar în Parcul Mircea cel Bătrân, cu finanțarea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea, se desfășoară evenimentul Unzând de Dulce de 1 iunie, organizat de Clubul Leo Cozio. Nu în ultimul rând, pe 1 iunie se deschide și ștrandul Ostroveni, cu aceleași tarife și facilități ca și în sezonul estival precedent.